Vorbesc și cu dinții mai strâni. Salut tuturor, sunt Radu, suntem la Comic-Con. Este salutare. Cătălin Nițu, îl știți de pe canalul său de YouTube dedicat în principal gamingului, care nu cred că am mai postat de 4 luni sau ceva de genul. Mai des ar fi și mai bine. Și împreună cu Cătălin voi da o tură pe aici prin Comic-Conul din 2021, să comentăm împreună standurile și cosplay-ul și ce ne iese în cale. Da, așa că uitați cum e Comic-Con. Am văzut că e în aer liber, culmea. Da, sunt două corturi. Așa ca de nuntă, într-un cort e cu standuri clasice gaming, PC-uri, concursuri. În alt stand e cu merchandise și vânzare de diverse și o să dăm o tură să vedem ce e pe aici. Let's go! Mamă, dar copiii ăștia-s micuți rău. Păi, că lași de copii crești. Pe ăla normal cu 3060. Dar cred că încă lucrează la urmă. Nu, a plecat, acum vreo 2 ani, știi că e vlogger. Ah, da? A, se plimbă pe iahturi și face vlog. E cu de la păcănele. Dacă știi ceva, mă rog, de... Da, dar e cu de la păcănele, tot sunt păcănele, adică... Dacă vrei un... Uite, la șac nu-i nimeni, știi? Ar merge la noi o sală de aia de arcade cu fise și no. Jocuri de alea? No. Nici de cul, cool, așa? Păi găsește volul, așa? Nu. Am eu... Când o-ți facă mulți bani, să faci un bar unde să ai și de alea de să fie la liber, știi? Adică să ai un bar în care vii acolo să bei, dar ai și vin trei tineri care trag de un suc toată ziua și îți strică manetele. Da. Că nu e, e pentru ăștia de vârsta voastră, că nu știu dacă ăia. Adică dacă n-ai League of Legends și Counter-Strike. Ca George Constanța, da. Știi? Sau Fortnite sau Minecraft, nu vin aia cu ștari. Bă, dar uite ce coadă aici. Deci cea mai mare coadă e la un automat Kaufland de, de păcănele. Ești chiar un joc animatare. Eu am citit regulile la Animatera acum mulți ani, când era, când l-au lansat prima oară. Păi era fan așa, e cu o hartă, cu cucerit teritorii, cu prostii de-astea, dar... După aia am descoperit că în continuare am computer, da. Ăsta alea clasice, da, uite. Auzi, da, masa asta pare că ar fi văzut și vremuri mai bune, cândva. Dar nu are vince. Păi, cred că a dispărut. Da. Da, aici da, suntem tot la Kaufland, nu? A, nu, unde suntem aici? Din vremurile când se fuma în avion. Din pentru aia mici. Uite, cosplay, bă, dacă e mult de cald în urmă. Așa e în fiecare an, doar că în fiecare an înainte era, era la aer condiționat, aer condiționat, exact. Dar când ieșeai la țigară... Mystery Box. Păi am mai văzut și în alții în Mystery Box și mi se pare țeapa supremă. Adică înțeleg că poate n-ai mulți bani și ții ceva și zici că e amintire de aici sau ceva, dar... Eu nu cred că ești vreo șansă să nimerești ceva bun în ea, adică... E ca la alea, ai 1%, adică o statuetă mai mișto și în rest toate... Crezi că sunt puse și de la mișto? Ar trebui să fie una măcar, că ieși, la, dacă stai să calculezi profitul urmă la final, ești bine dacă ai, dai una. Este magazin de Japanese shit. Share happiness. A, m-am luat de mâncat. Sunt sticks-uri îmbrăcate în walnut ăsta. Mamă, nici nu scrie în limba noastră ce sunt. Păi nu, okay. Pentru că-s de import. A, ah, iau-te-le pe ăsta, să mov. Păi nu, că scrie în poloneză sau ceva. Astea sunt îmbrăcate în spumă. Asta de din blueberries, alea, de afine. Cred textul ăla. Uite, blueberry yogurt. N-aș mânca. Nu știu să citesc nici japoneză, nici tailandeză. A, ăsta. Le recunosc caracterele, ăsta e chineză. Bă, am mâncat odată, e cu matcha tea, parcă. Asta bă, oribil. E ceva chinezesc. Oribil. Mochi. Nu-mi da. Plăc niciodată mochi, am tot văzut primul. Adică mie nu-mi plac așa mult. Irina e foarte nebunită după... Și uite, au și ăștia...
Mystery Box cu, cu sweets. Bă, aici e cineva acasă, n-a stăiut. E cu aloe, cred. Nu? Și pot. Fortnite. Da, mișto. Da, astea... Asta mi se pare super lent, cu iPod game. Nu? Cam simpluț așa. Tu sunteți mișto așa. Păi uite, ăștia sunt aia, BTS, K-pop. Uite, dar nu-i Alan Walker sau? Ba da, ba da. O să-ți iei cu laptop pe Alan Walker acum. Trebuie să fac Asus deal cu... Le dai și o cană. A, păi stai mă că era. La laptop pe Alan Walker, unde și... la ăla, dacă m-am uitat eu, era click aici ca să vezi ce ai câștigat. Și am dat click și mi-a zis că ai câștigat o cană. Dar cred că era o cană ROG. A, e aia roșie, probabil hexagonală. Nu știu, că nu mi-a dat nimeni cană, dar... Da. Și o poste ca să rechie, tu vezi. Da, da, I love Grey's Anatomy, adică. Da, nu știu. Nu știu ce copil să uită la Grey's. Dacă nu mă înșele, ceva gen mai soap opera cu spital, nu? Cam așa, adică eu mă uitam la serialele cu spital când eram mai mic, dar păreau mai interesante. La House, m-am uitat. La House și mai erau alea, iar, nu știu. Alea? Da, eu cred că ăla targetează părinții care își aduc aici copiii. Da, probabil. Okay. Da, Rembrandt e pe lângă J-Bistrop acolo. S-a deschis în Parkley cu ăsta de, de craft și culori și de-asta. E pe, un, nu chiar lângă, dar un magazin după Cărturești. În, da? În tare. Parkley, da. E cosplay cu, era să zic Harry Potter, dar nu știm cu ce e de fapt. Cu Japonia. Cosplay Japonia. A, ah, și cu Final Fantasy, nu? Da, e. Are și flori. Seamănă Cristina One după înălțime, dar... Mai facem o dată. Pachetul de cărți de joc chiar este amestecat. Îți arăt că este amestecat. Un pachet de cărți de joc complet amestecat, da? El poate fi overhand shuffle sau un table shuffle care se transformă într-un bridge. Oricum, să arătăm și la cameră, cărțile de joc sunt complet amestecate. Voi încerca, fără să mă uit la pachetul de cărți de joc, să văd dacă reușesc să-l aranjez din nou pe culori. Și asta o fac în câteva secunde. Am fost dealer de casino 6 ani în Las Vegas. Atenție, 1, 2, 3. Și în acest moment pachetul este complet amestecat. Nu! E complet aranjat, îmi cer scuze. Da, wow! Și dacă n-am fost destul de rapid, mai încerc o dată. Atenție! Le las aici pe masă, sunt amestecate, nu fac absolut niciun fel de mișcare dubioasă, le las pe masă permanent. 1, 2, 3 și pachetul mă ascultă și se desparte singur în două culori. Wow! Tare de tot! 5 lei sau 50 de lei? Bine că n-am fost în Las Vegas, nu-mi luați banii. Nu te așeza la masă cu persoane necunoscute. Bine, noi suntem cunoscute, suntem și pe aici și magie. Ne poți găsi în București și în Ingrava. Am văzut și stai, da, mersi. Mulțumesc foarte mult! Bună asta cu nu te, nu te așeza la masă cu persoane. Da, nu știi ce nimerești. Mă gândeam că o jucărie de aia banană ar fi bună la pisică, știi, dar n-ar putea să muște din ea. Și uite mă, alte... Mi-a pus în scoția aia care face. Astea sunt super din ala, ramen... Ramen bol, da. Mă, deci ursulețul ăla, gril acum, e peste da. Tot, frate. E nou Hello Kitty? Ceva de gen, da. Cum înseamnă... Fii atent ce Pringles! Cum înseamnă urs în japonez? Texas. Pringles Japan. E... Texas barbecue. E, ăla e picant, că văd că are niște... Nu fi pe copșul, nu? Da, da, uite un rilacuma așa aici. Da, da, ți-am zis că rilacuma e peste tot. E the new shit? E da. De ceva vreme. Ah, ok. Da, în Japonia... Ah, uite și Hello Kitty și Pikachu sau cine ăla. Pikachu e oricum. Da. Kit Kat cu șampanie. Și cu strawberry. Pot găsi pe ceva. Al cui e? Pe ceva, nu știu. Uite, Red Goblin. Uite, Barking Kitties. Kittens. Eu n-am ăsta, am doar Exploding Kittens. Există și Barking. Da, și există și ne... Nu ați să-i for work-ul.
Și mai am ăla, Babies and Bears, da. Ce să dea? Comics? Son of Kal-El. Astea aici sunt DC, astea sunt Marvel. Catwoman. Păi da, asta e... Păi știi că m-am uitat odată la un episod de Rick and Morty și mi s-a părut chiar dubios. Da, păi e. Tot, era scârbos așa cum am. În timp te obișnuiești, nu? Da, da. Asta e board game cu Marvel? Da, da, cred că e ceva gen... The card game. Uite. M-au zis că la Gamescom acum au anunțat ceva cu Marvel Tactic Shooter, nu știu, Tactic. E XCOM, de oameni care fac XCOM, dar se numește Midnight Suns. O să fie ca XCOM? Da. Și ai, nu știu, Wolverine. Interesant. The Hunter, am văzut că au creat un personaj nou. Ghost Rider și încă vreo doi. Doctor Who. Crezi că a prins în România Doctor Who? Străinii am văzut că e, da, fan, e ne ferește, mare, da. Non-stop știri și articole despre viitorul Doctor Who și despre Cookie Cutter. Cel mai bine din tot jocul ăla e și Keanu Reeves, să zic eu. Bă, uite. A, asta poți să-l faci cum vrei, nu? Da. Al meu nu era așa. Mereu am vrut să învăț Magic the Gathering, apropo. Niciodată n-am avut timp. Și de când am văzut să învăț Magic the Gathering, de când am scris revista Game Over despre de MTG. Și inclusiv online am văzut că e foarte scump. Că trebuie să tot cumperi cărți bune. E foarte scump. Adică da. Sunt niște cărți din astea care există numai în pachete vechi, care costă 10.000 de dolari. A, n-aș fi așa. Dar ții minte, deci când am scris revista Game Over, îți dai seama, 95? Da, știu, 98? Nu, 98 mi se pare că a fost. De atunci vroiam să mă apuc. Game Over și pe Machine Level, tot așa, mai erau câțiva care aveau secțiune dedicată în revistă cu MTG. De asta nu știu ce. Ce s-a tot făcut pe MTG? Marvel, TG. Cooperative Living Card Game, ok. 39 de lei. Uite, au și cu DC deck building game. Same shit. Dar e cu DC. Deci dacă fac ăștia, licențiază, faceți loc și dacă ne dați nouă bani de profit, chiar. Da, normal. Evil Fat Cat Lucky Bag. Ok. Văd că toată lumea pune random bags. Da, am văzut moda asta de mai de mult. Sunt cutii loot boxes. Da, dar 90 de lei. Bă, da, și Funko Pop ăsta, multe, frate. Da, nu știu, mie nu-mi spune de tine. Dar câte să ai, adică... Dar se fac orice și... Nu, n-ai cum să le ai pe toate niciodată. A, uite și acolo... Ăla cu Logan e foarte mișto, foarte detaliat. 750 de lei, trăiți. Alita Battle Angel. Da, cine e așa fan Alita Battle Angel? Nu știu, mi-a plăcut filmul, dar nu pot să zic că... Eu nu m-am uitat că mă speria ochii, ia mă. A, nu, e mișto, e mișto filmul. Și are actor ca lumea, adică e Christoph Waltz, e ăla... Ce? Aia, Meg. N-au ce-mi scapă. E un tip care e bad guy în multe. Iar cu Cyberpunk, Last of Us... Catwoman aia apare mai... E, cred că e Catwoman din... din comic. Mai porno, așa. Mamă, de uite, îl schimb pe Superman mușchi are, zici că a tras toată viața la sală. La popa. S-a umflat. Bă, uite-mă, un SpongeBob de ăsta clasic. Un... SpongeBob-ul. Un Patrick. Patrick cinstit. Vaca Florida. Este din Minecraft. Știu, uneori mi se pare un challenge să ții copiii departe de asta. De ce să-i ții? Băi, nu i-aș ține, pentru că, urmă, și eu am crescut cu d-astea și mi-a plăcut. Da, devin inadaptați dacă toți copiii din jurul lor. Da, da, să nu scade sub control și să trebuiască să cheltui 700.000 de... Uite aici, pe... Atât timp cât îi duci frumos. Și da. Asta e același. Da, tot toxic bubble. Nu că e tot toxic bubble. Da? Au două standuri ăsta. Nu te-am prins pe partea cealaltă de prindem aici. Au multe produse, interesant și asta de fapt. Kitchen mix, asta e.
cine e Commander Palmer? Ah, cred că-s din, poate fi din cărți, din... Nu scrie din cel... Asta e din 5, sigur, că-i spart în loc. Păi... Cortana... Cât e un umbrelă cu piubici? 20 de lei. Da, știi că eu am umbrelă cu piubici. Da? Unde l-ai? La chei. Ter. Și cu gata. Overwatch. Wow. Ai văzut, lei, un pin. Ai văzut că o să schimbe numele unui personaj din Overwatch? Nu. Pentru că l-au dat afară în scandalul ăla cu sexual harassment și whatever. Pe cine? Pe... pe un tip pe care chiar îl chema McCree, cum îl cheamă un personaj care a numit după el. O să-i schimbe personajul, ah, numele personajului. Tare. Îți dai seama câte belele te bagă unul cu problemele astea? Auro și Jones nouă ăsta, zici că e încapat să-l apuie. Să v-am dus capul, nu? Welcome to the bad game. Asta ar fi tare. E 70 de lei. Și e din cauciuc. E și unul cu Stranger Things, dar ăla e mai ciudat. Adică de ce ai avea cu Stranger Things? Dar cu bad game e tare. Uite, ăsta e cu Overwatch, de exemplu. Deci, asta trebuie să vă luați de la Comic Con. Quake? Da, mișto. Băi, mi se pare că ăștia au avut cel mai mișto logo din un joc. Da, da. A ieșit super tare. Cel mai simplu, cel mai... Și simplu, dar știu după aia cât ți-l desenau, cât... Era ștanțat pe bănci în liceu. Da, deci multe cover-uri. Da, vezi, ăsta e secretul, pui multe personaje, adică în Quake n-ai decât logo. Asta e cu... Aim e un asta din Marvel, apare în jocul Avengers care a fost prost. Ah, ok. Ia, ce mai e? Asta e eSports, Team Liquid. Trebuie să fii mare fan Team Liquid. Da. Este wow, de copii, asta dar ce, ce copil așa mic să joacă? Dar nu, că nu e rău ca, uite, aici e zona, adică e... Da, zic că e mic ca dimensiune XS. E mai de... Nu, e de bun și de... Tu poți ții o mască cu Deadpool. Da, nu. A, nu, ăla e capul care vorbește. A, da? Da. It's a real head care vorbește. Ce-ar fi bun un Google Assistant cu Deadpool. A făcut... Da, să-i zici, hey Deadpool, cu aia. Și ăla să-ți vorbească. Ok, turning the coffee machine on. În Destiny cu Alexa. Deci era, e ghost-ul care te urmărește în Destiny peste tot, care era voiced by Peter Dinklage în versiunea inițială. Și au scos-o de aia, ți-o pui pe birou și hey Alexa și zicea cu vocea... Da? Tare. Da. Uite, cineva a republicat fundația din ce-mi dau seama. Da, s-a orientat bine. Da. Sunt sediții noi și arată și bine, da, așa, le pui în... Și are... În dulap. Uite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, să nu? Și astea din seriile alea cu roboții, care de fapt sunt romane polițiste. Da, Steel robot Caverns. Nu, iRobot era făcut după, dar Steel Caverns și încă două erau de fapt polițiste, adică era un tip și cu partenerul său robot care cerceta o crimă. Foarte bun serialul, cartea n-am citit-o, dar e practic sezonul 1 e adaptat după, da, după prima și singura carte. Asta cu vampiri în continuare? Uite, Metro. Da, asta nu știu. Au fost făcute tot fiecare joc. Am cumpărat jocurile pe Steam și nu le-am jucat. Nu le-am jucat pe primele două, pe ăsta, ultimul, Exodus, nu l-am jucat, care a făcut după 2035. Și uite, Assassin's Creed. Da, nu mersi. Nu știam că sunt... Da, sunt tone de Assassin's Creed. Asta n-am citit, dar am auzit de bine. Uite, James Corey, seria Leviathan. Caliban's War, cred că e a șaptea din serie sau a opta. E după ăla... Da, e Expanse, seria Expanse. Asta e volumul 8? Da, n-au nu, ajuns, 8, e n-au volumul... ajuns din urmă cărțile? Nu, no, dar seria lua de via mult, se preocupă, da, cu alte chestii. Marțianul e mișto, bă, dar este, cum să zic, filmul a fost făcut exact, adică același replic. Da. Dar e mișto de citit cartea pentru că e așa, mai hard science fiction, e cu... Da, mi-a plăcut foarte mult. Uite, am citit mai multe cărți din... Cu Dexter? Da, da, foarte mișto. Mm-hmm. Pare interesante. Și așa, prima carte aproape identic, sezonul 1 și până deviază. Dar și serialul a fost, a deviat într-un sens bun. Uite, asta e una din cele mai bune pe care le-am citit. Nu știam că a fost tradusă. City of Stairs.
sunt trei, e o trilogie, dar n-au mare legătură între ele, adică se termină. Nu băi, dacă o găsești în engleză, super șmecheră, dar asta... Ba da! Nu știu dacă l-a luat și restul. Uite, Brandon Sanderson aici. Calea regilor e volumul 1, e la volumul 4 acum din... Dar ăsta... Următoarele și mai groase. Merge așa greu la noi cu tradusul. Asta mai e mișto. Știi de ce merge greu cu tradusul? Că nu se vând. Da. Deci al cincelea sezon, mă rog, al cincelea Not Invox se traduce la noi. Fifth season. Da, tot așa, multe imaginații. E un fel de pământ distrus constant de cutremure și cu niște oameni care încep să le simtă. Și mi s-a părut că, adică idei de astea inedite, știi, că dacă e doar fantasy clasic. A fost făcut film cu, da, cu Chloe Moretz. Am înțeles că s-a făcut un film și atât. Da. Eu am citit toate cărțile, bă, dar-s deprimante, rău, mor toți și te termină extraterestri și, și mi se pare că se termină, hai să nu zic cum se termină. Da, sticăre de-asta. Am depășit vârsta și nici când aveam vârsta nu le... Da, eu n-am, adică am văzut că unii știi, lipesc de toate, pe laptop, pe ghiozdan, pe alea, eu nu, mie îmi place să fie curățel. Dacă dau banii pe un design, vreau să-l și văd de toți banii. Make Dacia great again. Are cam mulți dinți. Am citit apropo de Quake și ăsta, m-am uitat pe Wikipedia, l-am dat. Quake de puține se vindeau, de fapt, în perioada aia joc. Deci dacă zice un milion, era poștă, mega succes. Adică se vindeau prin poștă, trebuia să dai comanda, da, la ei sau... și se meteau cu dischetele sau CD-ul sau ce... GameStop. Format era. Dar totuși, da, un milion primul, de bucăți era mare succes. Primul Doom, îți dădeau moca primul episod, știi, shareware, să spunea. Îți dădeau moca primul episod și urmă, la sfârșit, aveai un număr de telefon sau un, o adresă de, de poștă prin care puteai să trimiți banii, efectiv, un plic. Și îți da, trimiteau un, și un, la Quake au problema, îți trimiteau doar un cod de unlock. Erau, shareware-ul era, da, livrat, da, cu totul, de fapt. Deci, practic, și s-au prins mii de niște, da, hacker și l-au, l-au livrat imediat. Ok. Zine, cu ce te ocupi aici? Cu ce mă ocup acum? Agenția de publicitate specializată pe gaming, care are standul propriu, unde vin toți creatorii noștri de conținut și fac stream de aici zilele astea. Și pe lângă asta le-am făcut fiecarea dintre ei o linie dedicată de merchandise. Fiecare de tricoul lui, în ediție super limitată, se găsește doar în zilele astea. Nu doar aici. Doar aici. Odată cu tricoul dăm și un meet and greet, dăm oportunitatea tuturor să îi cunoască. Creatorii noștri de conținut sunt din toată țara. I-am adus din Timișoara, din Cluj, din Sibiu, din Iași, din Brașov. Și i-am adus pentru prima oară pe toți la un loc. E primul team building al agenției de când s-a fondat. Team building cu muncă. Team building combinat cu, da. De păi băga ceva. Da, da, am văzut, când am văzut camera că imediat a intrat în modul... Da, pentru să explic pentru toată lumea. Foarte bine, da. Da, mă, bravo. Mult succes. Am combinat aceste chestii. Deci știm bine, odată că trebuia să se duce să ne vedeți toată. Mărciu, că promisesem de multe luni. Și Comic-Con-ul... Da, pentru cine nu știe, Tom a organizat Vloggers Land Party. La cât a ajuns până la urmă? La... 24 a fost ultima. Și trebuie să mai fie una, 25 și după aia mă opresc. Mai fac o ediție. PLP 25 o să fie ultima PLP. Între timp ne vedem de agenție. Pe lângă partea de label, adică faptul că avem influencer și așa, suntem full service. Avem clienți cu care facem toate chestii. Ads, copii, creație, whatever, dar tot ce înseamnă. Oamenii pe ce se joacă? Twitch? Ce mai e? Sunt o combinație între Twitch și YouTube. Twitch, YouTube, să avem și streamer de Facebook. Mai nou, acum Facebook investește. Facebook Gaming, nu? Da, cu Facebook Gaming care lucrăm B2B. Da? Ne încurajează să informăm pe streamer despre opțiunile legate de... Da, uite, frate, deci nu dă nimeni de Facebook în România pentru probleme de alea. S-a blocat contul magazinului, companiei, tot. Dar pe gaming s-a mișcat de Facebook. Avem pe toate jocurile, avem pe Minecraft foarte mari, pe FIFA, pe League of Legends, avem variety streamers, mobile players, adică creatori de conținut. Și care e adresa unde află lumea informații? ggindustrie.ro. ggindustrie.ro și sau ggindustrie pe toate rețelele sociale. Dar merge? Merge, dar nu e o... Eu am ajuns după 10 ani de gaming, în care am trecut prin toate etapele, mi se pare că în momentul ăsta problema cea mai mare în industria creatorilor de conținut, să zicem așa, influencerilor, e nivelul educațional prost, mic, nivelul educațional mic
și faptul că foarte puțin dintre ei își asumă rolul de formator de opinie. Mm-hmm. Așa că cumva GG Industry vine și își asumă un pic de rolul ăsta de academie, de formare. Îi facem să înțeleagă că nu poate să promoveze azi Pepsi și mâine Coca-Cola, nu poate să zică că nu poate să fumeze pe stream, nu poate să mănânce chipsuri în continuu și să bată cu curte mamă, știi? Adică trebuie să înțeleagă că se uită la ei niște adolescenți pe care îi influențează și noi căutăm să-i ajutăm să-i influențeze pozitiv și să înțeleagă rolul. Adică refuzăm pentru ei campanii care... Conținutul să fie mai clean, mai... Conținut clean, să nu înjure, să... Știi? Ok, nu e toată lumea încă acolo, dar la toți poți să fac una focă și mai bine ca anul trecut când i-am luat. Nu poți să zici dacă te omoară unul într-un joc că nu mai îți scapă câte una. Da, îți scapă, da, toată lumea și-a regiul, dar una e să... Să apară un topic de genul, să întrebe cineva încet, dar ce părere ai de situația cu Roșia Montana și ceva, și tu să începi să vorbești așa neavizat despre asta, da, da, da. Să fii șovin, să nu știu, încercăm cumva să educăm. Ei, noi avem know-how, să știm fiecare ce joc joacă, ce preferințe are, ce discurs, ce public. Avem insight-urile astea din spate și venim cu chestii super aplicate, adică noi nu ne băgăm, e doar gaming. Și câți ai acum? Am început cu 13 și acum sunt 20. Refuzăm, adică primim propuneri și eu un fel de curare, să zicem. Trec prin niște oare de selecție de... Și iar pe mulți monitorizăm. Eu urmăresc pe Twitch, acum urmăresc, nu știu, 200 de streamuri. În română sunt undeva la 500 în momentul ăsta, dar numai vreo 150 au recurență de cel puțin un stream pe lună. Asta e Twitch. Ca la blogger, când era definit bloggerul, că ai scris ceva măcar o dată pe lună. Sunt mulți, dar nu sunt serioși, fie au joburi și nu au timp, fie nu văd orizontul pe termen lung, potențialul, și fac o dată și văd că nu vine lumea și se lasă, sau... Adică, sunt mulți pe care iau numai ca să-i țin on track. Să știi că la blogger și la vlogger cam vezi potențialul că te uiți la ei, ce mașină are Shelly, mi-ați zis, că e ceva aici. Da. Dar la streamer nu-ți dai seama dacă, băi, ies-mă banii ăsta? Că chiar nu știe lumea. Bă. Nu prea, adică poate youtuberii care mai fac și content preregistrat, da. Domnul ăla. Ăla. Ăla care varsă cafea pe el. Bun. E divers, știu unde să opresc. Păi, e foarte tare. Asta e bună de fashion, să vezi cum te-ai îmbrăcat. Deci aici e chiar foarte... Cred că ai un public feminin foarte interesant. Foarte doritor. E chiar Jenga. E Jenga. Da. Salut. 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 Doamnelor, încă o dată. Ce faci, doamne? Eu când aud chicken, dau skip. Te păstrezi doar pentru KFC? Păi da. Ăștia nu-mi plac. Burger Peter e de obicei bun. Da, e. Pleșcăvița e... Gustul ăla clasic. Era din aia congelat. Da, mi se pare că sunt și regulile care zic că trebuie să faci așa. Așa, bun, ne-am întors, asta a fost tura prin Comic-Con, mi s-a părut? Mai mic decât mă așteptam, adică față de alți ani mi s-a părut un pic mai restrâns așa. Chiar dacă e în două coturi în toată parcarea asta, în zona unde era înainte parcarea. În alți ani era zona de food, de fapt. Da, și doar food. Doar food. Și Comic-Con-ul avea loc în hala mare din spatele nostru. B1 parcă era. Da. Acum s-a mutat afară, 85% din zic că organizatorii în interior au rămas doar sălile de întâlniri, nu? Da, da. Bine, și cred că toaletele sunt înăuntru. Și toaletele. Dar în rest totul e în corturi, însă e destul de mult patru, e aerisit în corturi și nu, chiar dacă e cald afară, nu e cald în corturi, mi s-a părut că e destul de răcoare. Da, și m-am simțit în siguranță și din punct de vedere pandemie și asta mi s-a părut că poți să ocolești oamenii okay, dacă... Da, pui masca dacă chiar insiști. Da, și bine, astăzi, vineri, nu e foarte multă lume la ora asta, adică e vineri în timpul zilei, poate că în weekend va fi un pic mai aglomerat, dar... Crezi că vine lumea la Romero? La Romero, la... Cine mai e? Tipa din Casa de Papel. Da, da. Și... alți actori pe care nu-i cunosc, adică...
Nu m-am uitat pentru la noi care alea. Știm gaming-ul mai, da, în vremuri mai vechi, John Romero e principalul, adică da, producătorul de Quake și Doom, nu DJ-ul. Și Dai Katana. Și Dai Katana, da. Cel mai mare fail. Sper să-l întrebe cineva dacă tot insistă că Dai Katana a fost mare de joc. Țin minte că am jucat 3 niveluri și am zis nu, nu da, se niciodată poate. Erau niște mai, mai mult de intro ăla n-am putut să trec. Da. Păcat. Păcat, suna bine în teorie. Da, el încă mai face jocuri, a făcut de când unul cu mafioți, City of Sin, nu mai știu, ceva de genul ăsta, tactic din ăla de strategie. Da, da? Da. Dar e lansat acum, de curând. Scuze, a câștigat așa mulți bani, adică, ok, au ajuns bogați. Da, da. Dar subțirel, pentru în vremea nu se vinde așa mult. Având în vedere că în ultimii 20 de ani nu cred că am mai făcut bani la modul ăla. Adică perioada de glorie a fost până la sfârșitul anilor 90, în cariera lui. Sau. Da. Da, mișto, mișto la Comic-Con, chiar dacă e mai mic, poate e chiar un pic mai plăcut, așa mai risit. Mi s-a părut mai inedit pentru că sunt 2 ani de când n-am mai făcut așa ceva, n-am mai mers. E primul festival la care merg în 2 ani. De da, moară când văd food trucks și aici. Și cu rate, concerte, dar pe zi, nu, îți dai da, e ce ziceau cei de la Asus, îl aduc pe Gojira, mai au DJ, au lansat un laptop cu în colaborare cu Alan Walker și atunci nu vine chiar Alan Walker, dar vine la Saga. Vine la Saga, pe bani mult mai mulți. Dar e cu concerte pe aici, cu din astea și ori mai fi și alții. Da, și am înțeles că sunt concerte în fiecare zi până se termină. Deci până duminică trebuie să fie animat. Mi se pare totuși multă, adică eu credeam că va bate vântul, mai ales azi vineri. Dar uite că sunt oameni, adică cred că la fel ca și noi au simțit așa nevoia, hai mă să mergem la un festival, mai ales da, că după sincer, aia poate vin iar vremea rea. Aveam un pic de treabă, puteam să-mi ocup timpul cu ceva de muncă, știi, dar am preferat să vin eu să văd. Adică trebuia să asamblez mobil în camera copilului. Da. Da. Frumos, cam puține opțiuni de mâncare, în schimb, față de alții. Trei burgeri, niște tacos, da, înghețată. Or fi la pizza. Mare mulți. Teoria mea e că vara majoritatea sunt la mare. Festivaluri mare, chestii de genul. S-au și desfințat mult. Pandemie. Dacă, da, dacă n-a mers pe perioada asta, da, a fost cam. Da. Acum. Thumbs up. Thumbs up, da. Felicitări pentru organizare și mă bucur că l-am prins până nu vin iar niște limitări, niște chestii. Uite că, adică eu m-am decis astăzi să vin, am cumpărat biletul pe loc dimineață și am ajuns aici la 12 și... Și cred că următoarea chestie de gaming va fi Dota, nu? Dota, da. Trebuie să se mai... Ăla s-ar putea să țină fără spectator, să văd asta. S-ar putea să se țină totuși în condiții normale, că e pe arena națională, e spațiu, poți să zici că... Chiar și dacă limitezi numărul, chiar și dacă limitezi numărul de spectatori, poți să-i răsfiri mai mult. Da, vom vedea. Maybe. Ne vedem și acolo. Asta a fost clipul, mulțumesc că v-ați uitat. Vă uitați, vă abonați și la Cătălin, îi găsiți pe YouTube. E link în descriere. Dați un subscribe și la mine dacă e, că na, e moca. Și ne vedem la următorul clip. Să aveți o zi bună. Bye.